mai departe, pentru că vedem pericolul de inundații nu a trecut. Meteorologii au emis cod galben și portocaliu de ploi torențiale și vijelii în mai bine de jumătate de țară. Despre aceste fenomene extreme discutăm acum cu Roxana Bojariu, climatolog ANM. Bună ziua, doamna Bojariu! Bună ziua! Așadar, vedem aceste fenomene meteo. Într-adevăr, luna iunie este o lună considerată cea mai ploioasă din an. Pe de altă parte, sunt fenomene extreme, pentru că vorbim despre fenomene la o intensitate foarte mare, chiar dacă perioada de timp în care se întâmplă este una mai scurtă. Și aș vrea să vorbim puțin despre codul roșu, care a ieșit din vigoare într-adevăr, dar am văzut că a afectat pentru 24 de ore mai multe județe din sud-vestul țării. De ce s-a ajuns, în opinia dumneavoastră, din punct de vedere meteorologic, la un astfel de fenomen extrem? Da, am avut cantități foarte mari de precipitații care au căzut în timp scurt și dacă furtunile de vară sunt ceva normal, inclusiv pentru zona aceea de interes, totuși, pe fundalul încălzirii globale, severitatea lor a atins culmi foarte înalte. Practic, am avut de-a face cu manifestări ale intensității deosebite, chiar dacă fenomenul în sine era normal pentru perioada din timp și pentru zona respectivă. Încălzirea globală face ca o cantitate sporită de vapor de apă să existe în atmosferă, ori pe condiții specifice, normale pentru perioada din an, această cantitate sporită de vapor de apă precipită în ploi mult mai abundente. Și sursa, în cazul de față, a fost evident în mare parte zona mediteraneană, surse inclusiv pentru instabilitate. În Mediterana de Est am avut o zonă cu presiune scăzută și această zonă s-a extins pe verticala atmosferei, inclusiv în atmosfera medie am avut un nucleu mai rece care a adus și el un aport de instabilitate în același timp cu această cantitate sporită de vapor de apă și din păcate rezultatul a fost cel care l-am văzut. Astfel de fenomene sunt din ce în ce mai dese. Din păcate, în viitor trebuie să ne așteptăm la o sporire a intensității și frecvenței lor și lucrul acesta va continua. Chiar în condițiile în care vom ajunge să atingem ținta acordului de la Paris de a limita creșterea temperaturii medii globale la 1,5 grade Celsius față de nivelul preindustrial din a doua jumătate a secolului trecut, totuși e vorba de peste 1,5 grade Celsius. Deci vor fi modificări, numai că dacă am merge cu emisiile într-un mod necontrolat și mai intens, atunci ar fi într-adevăr de negestionat situația climatică cu adevărat, adică am depășit anumite praguri critice și am fi pe teritorii necunoscute. Deci chiar dacă limităm emisiile, va trebui să ne și adaptăm, pentru că noi am produs deja schimbarea în sistem. Vom avea și valuri de căldură și ele sunt legate direct prin modificarea statisticilor de încălzire globală. Probabil că valurile acestea de căldură, cel puțin pentru vara aceasta, vor fi din ce în ce mai prezente, începând cu perioada iunie și mai ales august, climatic vorbind, vă spun. Dar, așa cum arată acum informațiile, vom mai avea ploi și în zilele următoare și va trebui să fim atenți la toate informările, atenționările, avertizările care ne pot folosi pentru a limita impactul acestor fenomene extreme. Și o ultimă întrebare, dacă se poate. Anul trecut am văzut că ne-am confruntat cu acea secetă pedologică. Anul acesta, prin prisma acestor căderi de ploaie, ca să spun așa, chiar dacă vedem că au loc inclusiv aceste fenomene extreme, am putea scăpa de această secetă? Ar putea fi și o parte bună?
Da, numai că vedeți, ploile care au căzut, au căzut inegal. Ele au vizat mai ales vestul țării, acolo unde, din păcate, au produs chiar inundații, alunecări de teren, în timp ce în marea majoritate a regiunilor din estul țării, cel puțin pe orizontul de adâncime până la 100 de centimetri, sunt încă în condiții de secetă pedologică, moderată sau puternică, astfel că zone din Moldova, din Dobrogea, Bărăganul, dar și parte din Muntenia, din păcate încă are nevoie de ploaie. Aici nu a plouat atât de mult ca în vestul țării, dar vor veni ceva ploi și în această parte și poate că vom avea o îmbunătățire a rezervei de apă în sol. Vedeți că, până la urmă, inclusiv semnalul încălzirii globale nu este unul care asigură condiții uniforme în spațiu și timp, factorii locali intervin. Așa că va trebui să fim atenți inclusiv la problema secetei pentru regiunile din estul țării. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Mergem acum.